Florin, cum e să-ți vezi, de fapt și tu joci aici, la această competiție? Vă aduceți aminte de tinerețe? După ce am renunțat la cariera fotbalistică, această competiție a fost favorita noastră. Primele două ediții le-am câștigat. Vă dați seama că eram imediat după cariera sportivă, ne prezentam foarte bine fizic. Pe măsură ce a trecut timpul, au venit cei mai tineri din spate și din ce în ce ne este mai greu să ținem pasul cu ei. Dar facem mișcare, suntem prezenți în fiecare săptămână, pe cât se poate, și ne bucurăm să fim alături în această competiție. O competiție foarte puternică, să știți, cu foarte mulți foști fotbaliști care vin să-și facă mișcarea săptămânală. Este foarte greu, este foarte greu. Au o echipă foarte bună, dacă nu mă înșel, este al doilea campionat consecutiv pe care îl câștigă. Sunt foarte bine din punct de vedere fizic ei, noi mai puțin, sunt și mai tineri. Este foarte greu să câștigi împotriva lor, dar am încercat și noi acolo să facem față cât de cât. Noi avem așa și o medie de vârstă mai ridicată și a fost mai greu. Dar încă o dată v-am spus, venim pentru mișcare, asta ne mai ține în acest moment sănătoși, să spun așa. Lupta la titlu Superliga, cum o vezi acum că începe play-off? Păi, interesantă, va fi un play-off de foc, să-i spun așa. Din punctul meu de vedere, sunt patru echipe care se bat la câștigarea campionatului. Vom vedea, deocamdată nu pot să vă spun care poate fi marea câștigătoare. Deocamdată putem vorbi peste trei etape, patru etape, să vedem cum vor începe acest play-off. Pentru că au fost destul de inconstante echipele. La un moment dat FCSB a avut un avans foarte mare, care acum, vedeți, odată cu înjumătățirea punctelor, nu mai pare așa, practic două meciuri pierdute, următoarea clasată poate să ia fața FCSB-ului. Au o șansă în plus de Rapid. Dacă după meciul de la Iași puteam spune despre Rapid că au șanse foarte mici, uitați-vă că au reintrat în cărți. Rapidul trebuie să fie constant în deplasare, pentru că marea problemă a Rapidului a fost în jocurile din deplasare. În Giulești știm cu toții că sunt o forță în acest moment și cu ajutorul publicului, chiar și pe Național Arena, pentru că ați văzut 40.000 de spectatori. Dar părerea mea, dacă vor să se bată la titlu, trebuie să-și îmbunătățească jocul în deplasare și chiar să joace la rezultat în deplasare. Asta cred eu că i-a lipsit, să fie mult mai aproape de FCSB în acest moment. Florinel Coman, Olaru, Tavi Popescu și toți ceilalți care au făcut diferența până acum, trebuie să țină același nivel și să facă diferența în continuare. Acum sunt meciurile grele, acum sunt meciurile de campionat și acum trebuie să-i vedem. Florinel Coman poate să facă diferența și la astfel de meciuri. Nu a făcut o partidă extraordinară la meciul cu Rapid, de fapt nu a făcut nimeni, pentru că nici echipa nu l-a ajutat foarte mult, chiar dacă la meciurile, să spunem, mai ușoare așa din campionat, el practic a tras echipa după el. Uitați-vă că la acest meci cu Rapid, întâlnind o echipă puternică, o echipă bine organizată și o echipă cu un lot experimentat, Florinel Coman nu a putut să facă diferența. Dar asta nu înseamnă că nu va putea face diferența în continuare Florinel Coman.
Depinde, depinde ce va face, nu știu, depinde de acest play-off, depinde de campionat european, depinde de echipa națională. Da, de obicei marile transferuri s-au prins ori cu, nu știu, calificările în cupele europene, ori cu echipa națională. Vedem cum se va descurca în acest play-off și cum se va descurca la campionatul european, decât așa poți prinde play-off-ul. Cu campionatul României, doar cu campionatul României, nu cred că poți să prinzi un transfer în străinătate pe clauza care o are. Dacă dăm timp în urmă doar cu echipa națională sau cu, nu știu, calificări în grupe europene s-au făcut transferuri mari. Nu m-a impresionat nicio echipă, așa cum am spus-o, au fost destul de inconstanți. Sincer, mă impresionează lotul Rapidului. Ceea ce se întâmplă acum la Rapid, cred că impresionează pe toată lumea, dar probabil au nevoie de timp, au nevoie de puțină omogenizare și să încerce să tragă la acest campionat. Eu cred că Rapidul în viitor va fi o echipă care cât de curând va câștiga campionatul. Sunt sigur că vor încerca de anul acesta, dar pe moment nu m-a impresionat nimeni, pentru că au părut destul de inconstante toate echipele care trag la campionat. La cum joacă, da. La cum joacă, da. Merită să scape de retrogradare. Mi se pare că în acest moment sunt echipe mult sub Dinamo și mai mult ca sigur va scăpa de la retrogradare, pentru că tot ceea ce se întâmplă acum în jurul lui Dinamo pot spune numai că sunt lucruri pozitive. Și normal, când ai asemenea suporteri în spate, joci cu un stadion plin, chiar dacă se numește el Arcul de Triumf, cred că poți să faci lucruri mai bune decât au făcut-o până acum și acel lucru bun este să scape de retrogradare. Este normal că este grea. Este grea misiunea lui Edi, având jucători care joacă mai puțin la echipele de club, dar totuși trebuie să ne uităm să vedem acești jucători, că sunt la echipe destul de mari, la echipe ale bune ale campionatelor din Europa și încă nu își pot face loc în aceste echipe. Sunt jucători care joacă titulari în campionate Turciei, care pot veni la echipele naționale, dar din nefericire în campionatele mari joacă mai puțin. Eu cred că pot veni și pot face față la echipa națională chiar dacă joacă mai puțin la aceste echipe mari, pentru că acolo și o repriză, dacă o joci, ritmul este mult mai ridicat decât ai jucat titular la noi în Liga 1 și poți juca lejer la echipa națională. Cu plăcere! Da!